Hello lume, bine v-am găsit la un episod pe canalul Temirce. Oficial avem un anunț și anume în curând vom lansa noul brand de haine Temirce. Deci stați pe fază dacă vreți să ne aflați mai multe. Ciao, ciao. Ciao, Tavi! În acest videoclip o să vă prezint ce workstation e potrivit pentru producția foto, video, cât și pentru design. Numele meu este Darius și sunt însoțit de Steven, care momentan este în spatele camerei. Dar uite, apare și Cezar. Ciao, ciao. O să apare și el în viitoarele videoclipuri. 10 seconds later. Cu timpul am folosit tot felul de device-uri care m-au ajutat să-mi dezvolt workflow-ul meu. Iar într-un final am ajuns cu o listă de componente pentru orice workstation potent dedicat acestor domenii. Mai pe scurt, ai nevoie de componente rapide. De ce? Pentru că, nu știu de tine, dar eu nu am tot timpul din lume. Așa că tot ce se întâmplă astăzi este deja pe social media. No, God, please, no, no! Componente! Înainte să vorbim de componente, spot publicitar și anume hashtag renovare a început. Avem deja primul perete Temirce, pe lângă cel de jos, bineînțeles. Numărul 1. Procesorul este cea mai importantă componentă a calculatorului. Mai pe scurt, cu cât e mai bun, cu atât programul va rula mai bine. Wow. Deci, procesorul arată ceva de genul, eu l-am pus la cheie. Este un procesor foarte vechi, un Pentium 4 pentru cunoscători. Îl țin la cheie pentru că putere de procesare. Programul în sine, chiar dacă vorbim de Photoshop, Illustrator, Premiere Pro, After Effects, toată suita Adobe folosește foarte, foarte mult procesorul. Așa că, cu cât e mai puternic, cu atât e mai bine. Ca și specificații, acel CPU ar trebui să aibă un minim de 2 nuclee de procesare. În cazul în care doresc să-ți cumperi un laptop, iar acesta are Celeron sau Atom ca și arhitectură, te rog frumos, stai deoparte de ele, sunt așa de slabe încât o să-ți fie viața un total calvar. Ca și recomandare poți să alegi cam orice de la Intel, și anume Acer i3, i5 sau i7 pentru performanțe sporite. Am de exemplu aici o cutie de la un calculator, e calculatorul din spate, acela este doar pentru video editing și își face treaba destul de bine. Dar pentru performanțe sporite, și anume pentru heavy video editing, cât și efecte speciale, modelare 3D, am acest calculator care are în el un i7 de generația A8. Cam orice de la generația a 4-a spre actualitate ar trebui să ducă fără nicio problemă cam orice task legat de editing. Ca și tabără opusă există și AMD-ul, doar că ținând cont că eu personal nu am lucrat cu ele, nu pot să-mi spun o opinie. Ce am înțeles din surse foarte sigure e că, deși sunt foarte bune, se încălzesc foarte mult și în același timp consumă destul de mult curent. Atât am avut de spus despre procesoare, iar în continuare avem numărul 2 și anume memoria RAM. Aici e destul de simplu, cu cât mai mult, cu atât mai bine. Și anume, un minim de 8 GB de RAM, cred că ți-ar fi suficient cam pentru orice fel de task. Crede-mă că pentru a avea toate aceste programe rulând simultan, ai nevoie de memorie RAM. De unde să ia? Din memoria pe care o dai. Așa că cu cât mai mult, cu atât mai bine. O să las memoria RAM deoparte și o să continui cu stocarea. Și anume, SSD-ul sau hard disk. Ca și recomandare, viitorul tău workstation trebuie să aibă măcar un SSD. Și anume, pe acesta să-ți pui sistemul de operare, astfel încât toate programele instalate să ruleze mult mai rapid. Ține cont că o să ai nevoie de mai multă stocare, iar pentru astea vin în ajutor harddiscurile normale. Orică vorbim de un HDD intern, orică vorbim de unul extern, o să ai la un moment dat nevoie de mai multă stocare. Așa că astea sunt bune, sunt ieftine, deci folosește-le. Mă, tu știi că mai pot mântare gâtul. Unde ce ai ăla? Mersi. Da, o să las pe Steve să continue el. 10 seconds later. Degeaba e un workstation foarte performant dacă nu ai un display bun pe care să vezi ce lucrezi. Un primul lucru care ar trebui să-l iei în considerare în momentul în care cumpără un monitor este să aibă un panou de tip IPS, cum este acesta. IPS. Mila Timișii, un IPS mare pe monitor, wow! Ce nu vă recomand totuși este un monitor care are panou de tip TN. Nu recomand ecranele de tip TN, deoarece acestea se văd foarte diferit din mai multe unghiuri. Alte două lucruri de care trebuie să ții cont în momentul în care îți cumperi monitor este că acesta să aibă o gamă de culori de cel puțin 95% sRGB, iar de asemenea să aibă o rezoluție de 1080p, adică 1920x1080 de pixeli.
Din punct de vedere al plăcerii video, cam orice este ok. Până și cele mai vechi, atâta timp cât este compatibil cu software-ul pe care vrei să-l folosești. 2 GB de VRAM ar trebui să-ți fie destul. Personal recomand 1050 Ti-ul. În general, aceste specificații sunt favorabile programelor din suite Adobe, deoarece au fost gândite după necesități. Ca și un reminder, suite Adobe îi place la maxim să folosească acel procesor, mănâncă cât RAM poate, dar spre surprinderea multora, placa video nu este așa de folositoare decât doar la câteva elemente. Așa că în cazul în care ești un fotograf sau poate un designer, o să ai nevoie de un procesor trăznet, multă memorie RAM și... cam atâta. Ah, nu, stai un pic, mai ai nevoie de SSD. Era să uiți de monitor. Scuze, Steve. Da. Cel mai important e monitorul. În altă ordine de idei, în cazul în care te ocupi de parte de video și editezi în Premiere Pro, faci efecte speciale în After Effects, mai faci modelare 3D în Cinema 4D, crede-mă, o să ai nevoie de o placă video. Nu este necesară cea mai potentă de pe piață, dar o cale de mijloc zic eu că este ok. Cum a zis și colegul meu Steven, un 1050 Ti și-ar face treaba destul de bine. Încet, încet ajungem la finalul videoclipului, așa că vreau să-l chem pe colegul meu, Steve, lângă mine, pentru a putea confirma următoarea afirmație. Ce anume? Tu, la workstation-ul tău de lucru, îți vei pierde cel puțin o pătrime din timpul tău de creator. Așa că trebuie să realizezi că îți trebuie ceva foarte rapid ca să supraviețuiești în lumea de astăzi. Neapărat. Vă să zic că acesta a fost ghidul nostru legat de ce workstation de lucru îți recomandăm noi să-ți cumperi. Poate te gândești să-ți cumperi un calculator, poate un laptop, poate un Mac. Până la urmă totul devine o preferință personală, așa că va trebui să-ți iei o decizie. Ce trebuie să ai în minte este faptul că dacă îți vei construi un PC, vei ieși mult mai ieftin decât să-ți cumperi un laptop de pe piață sau un Mac. Noi suntem Temir, ce activează clopoțelul pentru a fi la curent cu tot ce postăm noi pe canal. Vor urma de asemenea videoclipuri în care vă vom prezenta workstation-urile noastre și de ce le folosim pe acestea. De asemenea, nu uita să ne dai un like, un comentariu, să ne spui feedback-ul tău și un share ne ajută foarte mult. Ne puteți găsi și pe Instagram, SoundCloud și Facebook. O să nu uitați, de asemenea, cum am precizat și la începutul videoclipului, că ne vom lansa un brand de îmbrăcăminte. Temir, ce?